seara împreună cu noi. Mă mulțumesc, Mr. Boboc, din acest an are o temă generoasă, Greek Dance Party, adică petrecere în stil grecesc. Muzica spectacolului îi aparține apreciatului cântăreț grec Nikos Derbis. Thank you, Nikos Derbis. Faristo Parapoli. Am ales această temă pentru că vrei și să celebreze viața și să prețească fiecare clipă cântând și dansând. Noi fiind clasa 12, am început să prețuim fiecare oră de trecut în liceu. De aceea, cum cercam această seară, să ne petrecem bucuria alături de voi de tot ceea ce ni se întâmplă. Uitați, sunt corigentele la biologie. Și săriturile care viteză. Uitați, sunt notele scăzute la purtare. Și absentele nemotivate. În minutele ce urmează, cu emoție, dans, cântare și încântare, vă invităm să fiți prezenți la concursul Mr. Boboc. Avem nevoie de aplauze, dar și de ajutor dumneavoastră, pentru că spectacolul nostru trebuie să fie unul interactiv. Adică, vă propunem o săptămână la fel un spectacol alt. Dar fără sprijinul necondiționat al sponsorilor, spectacolul acesta nu ar fi avut loc. Vreau să-i spunem bun venit domnului deputat al Rugați, domnului deputat de Dălin Grecoiu, și să ne mulțumim pentru că au ajutat de unitatea noastră. De asemenea, mulțumim domnului Costin Milescu, fost elev al liceului nostru și fost rival al municipiului Oltenița. Datele urmate de restaurantul Aristocrat, reprezentat de domnul Ionuț Marinac. Compania de vânt, prin amabilitatea doamnei profesoare, Narcisa Potocea. Comitetul Olimpic și Sportiv Român, reprezentat de secretarul acestui Forum Olimpic, doamna profesoară Cristina Tăgan. Domnului Cristian Sucel, reprezentat SC Albina SRL și Grips Fitness Club SRL. Și societății Andreea Ela SRL. Din partea clasei organizatoare este prezentă în juriu colega noastră, Cristina Miroi. Profitând de ocazie și mulțumim tuturor profesorilor din liceu pentru profesionalism și dăruire. De toate momente încă. Mulțumim special, le adresăm și doamnei Vali Stanciu, care ne-a realizat, care ne-a asigurat mișcarea scenică. Și doamnei Miora Postulea, care ne-a realizat vestimentația. Și pentru că amănuntele fac diferența, vreau să vă mai spunem că anul acesta se împlinesc 20 de ani de la primul spectacol Mr. Boboc și că astăzi noi colegi de-ai noștri împlinesc 18 ani. Și acum componența juriului. Jurul din această seară este format din două juri, unul al sponsorilor, care va stabili ierarhia concurenților prin punctaj și îl vor alege pe cel care va fi Mr. Boboc. Și celălalt juriu, format din toți profesorii prezenți și din conducerea școlii, care va stabili câte un titlu pentru concurenții de pe locurile 2, 3, 4 și 5. Totul este până la școală, de la 1 la 10. Și acum, atenție, să înceapă concursul!